Aseară au fost afișate rezultatele probei scrise de la examenul pentru funcțiile de director și director adjunct la grădinițe, școli și licee. La prima probă desfășurată ieri la Colegiul Vasile Lucaciu din Baia Mare au avut dreptul să participe 233 de candidați. Proba a într-un test grilă cu 60 de întrebări elaborat de Ministerul Educației, iar candidații au avut la dispoziție două ore pentru a-l rezolva. Potrivit Ministerului, testul a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidatului. La examen, ei au avut de rezolvat varianta 1 de subiecte. Subiectele date au stârnit însă nemulțumirea multora dintre candidați și nu este de mirare. Iată câteva exemple. Măgarul întotdeauna are graj, potcoave, harnașament, copite sau coamă. Prin ce se aseamănă filmele și nuvelele? Spun o poveste, conțin imagini, durează mult, au mai mult decât un autor sau sunt ficțiuni? Pantofii întotdeauna au piele și tălpi, răzămătoare de picior sau tocuri. Ce au în comun șosetele și mănușile? Șosetele sunt purtate în picioare, mănușile sunt purtate în mâini, sunt vândute în perechi, sunt articole de îmbrăcăminte, sunt făcute din același material sau șosetele sunt îmbrăcate înaintea mănușilor? Mulți dintre candidați s-au întrebat la ce anume îi ajută asemenea întrebări în testarea competențelor lor manageriale. În final, după ore de stres și emoții, la corectarea lucrărilor în fața candidaților, rezultatele arată astfel. Din cei 233, 186 de candidați au fost declarați admiși, 11 sunt în curs de evaluare, 2 nu s-au prezentat, iar 34 de candidați au fost respinși. Astfel, procentul de promovabilitate la această probă este de 80,51%. Totuși, sunt semne de întrebare în cazul celor 11 lucrări în curs de evaluare care nu au putut fi corectate din cauză că au lipsit membrii comisiilor de corectare. Urmează din 17 octombrie să fie evaluate CV-urile și proba de interviu.